Meditație ghidată pentru invocarea armatei de îngeri. Salutări de lumină, suflete dragi și frumoase, bine v-am regăsit din nou la o nouă meditație invocare. Pentru astăzi m-am gândit ca împreună să îi chemăm, să îi invocăm, să vină alături de noi toată armata de îngeri, să ne susțină energetic din toate punctele de vedere, mai ales în această perioadă în care avem nevoie de mai multă susținere energetică, să trecem cu bine peste aceste încercări. Așadar, dacă dorești protecția îngerilor, acest ajutor divin, am să te rog ca de obicei să-ți găsești un spațiu cât mai confortabil pentru tine, în care ai putea să te relaxezi fără să fii deranjat pentru următoarele minute. Așează-te cât mai confortabil în spațiul tău ales. Simte-te cât mai bine, relaxează-te și închide ochii. Așează-ți brațele cât mai relaxate pe lângă corp, cu palmele în sus. Relaxează-ți tot corpul și încearcă să nu opui rezistență. Picioarele, de asemenea, relaxează-le. Te rog să nu le încrucișezi, doar depărtează-le puțin la nivelul umerilor. Așa totul este perfect, continuă să te relaxezi și încearcă să eliberezi toate gândurile ce îți trec acum prin minte, pur și simplu nu le da atenție. Și cu fiecare secundă simți că relaxarea te cuprinde tot mai mult și lasă-te purta de aceste ritmuri armonioase. Doar relaxează-te, simte-te cât mai bine. Dragi îngeri protectori, vă rog să veniți acum și aici și să-mi protejați casa de toate influențele negative, duhurile sau energiile întunecate, gândurile necurate și alte influențe negative, și aduceți doar lumină, iubire, sănătate, armonie, pace, fericire, echilibru, belșug și tot ceea ce eu și familia mea avem nevoie. Voi îngeri, care sunteți vindecătorii universului, vă invoc să veniți și voi îngeri ai răbdării, ai iscusinței, abundenței, banilor, iubirii, fericirii, armoniei, curajului, iertării, călătoriei, creativității, păzitorii, înțelepciunii, voinței, destinului, luptători, intuiției, libertății, empatiei, dreptății, sănătății, consecvenței, posibilităților vieții și toată armata de îngeri. Armată de îngeri, veniți aici și acum cu flăcările voastre. Să ardeți tot răul din mentalul, sufletul și trupul meu. Purificați-mi sufletul, spiritul și trupul meu cu iubirea voastră. Îngerul vieții, aprinde-mi focul interior și menține-l continuu. Învață-mă să-mi atenuez furia pentru a putea atinge liniștea divină interioară prin vibrațiile înalte ale divinului. Îngerul consecvenței, ajută-mă să-mi păstrez rigorile progresului spiritual, să fiu o persoană pregătită pentru cunoașterea misiunii divine. Îngerul destinului, favorizează-mi succesul, ajută-mă, participă acum și aici la dezvoltarea personalității mele. Îngerul sănătății, ai grijă ca sănătatea mea să fie perfectă. Vindecăm sufletul, spiritul, trupul și mentalul meu. Îngerul posibilităților, ajută-mă să-mi descoper misiunea în univers, prin trezirea mea spirituală, care este calea posibilităților. Îngerul voinței, susține-mi deschiderea unui viitor luminos. Permite-mi să-mi dezvolt voința divină și puterea gândului. Îngerul iscusinței,
mărește-mi capacitatea de adaptare. Permite-mi să-mi dezvolt memoria și capacitatea de concentrare. Îngerul răbdării dă-mi puterea să fiu blând și să trec peste toate obstacolele vieții. Permite-mi atingerea liniștii, păcii și armoniei interioare. Îngerul abundenței dă-mi prosperitate, să cunosc și să primesc belșug divin. Îngerul banilor, dăm bani mai mult decât pot cheltui eu și familia mea vreodată. Îngerul empatiei, ajută-mă să intru în contact cu entitățile de lumină. Dă energie sufletului meu dornic de progres și mângâiere. Îngerul apărării, protejează-mă de cei ce m-au făcut să sufăr nevinovat. Înger păzitor, revarsă protecția ta asupra mea și condum viața mea, ca să pot conduce și eu pe alții în viitor, pe calea armoniei și păcii. Îngerul dreptății, fii protectorul meu și lasă-mă să aflu adevărul absolut, să ofer la rândul meu și celorlalți dreptate și adevăr absolut. Îngerul înțelepciunii, ajută-mă să primesc discernământ divin. Îngerii luptători, ajută-mă să-mi recapăt toate particolele din suflet. Găsește-mi toate particolele din suflet pierdute, distruse, traumatizate, furate. Voi, îngeri luptători și păzitori, împreună cu Doamna Luminii, Fecioara Maria, refăceți-mi sufletul ca el să fie imaculat, ca momentul conceperii mele. Mulțumesc tuturor îngerilor că ați ales să fiu în comuniune cu voi. Mulțumesc tuturor îngerilor că mă ghidați din sanctuarele unde voi domniți. Mulțumesc tuturor îngerilor pentru tot ce-mi dăruiți în această viață. Mulțumesc armatei de îngeri pentru tot ajutorul primit. Pace și iubire tuturor. Amin.